Răsturnare de situație incredibilă pentru Achif, care, până odinioară încerca, prin orice mijloace, să reintre în mediul afacerilor. Bărbatul se bucură de toată dragostea și atenția iubitei sale, nebahat, care îi cedează toate acțiunile sale de la firma pe care o conducea alături de Ahmed. Acum, Achif este noul asociat și acționar majoritar al rivalului său familia Eren și prietenii acestora sunt invitații lui Berg pentru a celebra însănătoșirea sa. La această întâlnire, Berg face cunoștință cu Elif, tânăra rămasă orfană, dar care a fost o adoptată rapid de către Shengul și copiii săi. Aila, mama adoptivă lui Berg, află cu stupoare că tânăra Elif este nimeni alta decât sora fiului ei și este îngrozită că acesta ar putea afla marele secret.